Salut, salut băieți! Astăzi o să transmitem meciul dintre Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște. Am văzut că virusul a dat și peste Craiova din nou. Bancul este confirmat cu COVID. Și da, sper să-și vină cât mai repede. Pentru că este un jucător foarte bun și nu știu dacă mă credeți, este și ca vecinul meu. Deci da, forță. Îl dăm pe redări, deci eu țin cu Craiova, vă spun de acum de la început. Sper să ne bagi și pe noi acolo, cum are, dacă nu, o să chide live-ul. Sper să stai să văd dacă ți-a dat notificare. Dacă nu, dacă sunteți aici, nu uitați să vă abonați pentru că mă ajută foarte, foarte mult și da. Mai sunt 10 minute până începe meciul și o să înceapă și comentariul direct, în direct. O să bag și eu niște muzică, bine, imnul României, ca să răsună așa frumos pe fundal. Și da, ia să vedem noi. Uite, văd că ne dă și acolo acele recomandate, să zic așa. Și da, abonați-vă pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Nici nu mai știu să mă vorbesc bine. Haideți să bag imnul, stați puțin, să bag imnul României. Până fac eu niște setări aici. Sper să intre măcar acum 10 persoane. Mulțumesc. La Ai perfecție. voce? Cu 10, hai că da. Îmi bagă reclame la imn. Deci și Da, ai și la imnul României, bă, să bagi reclame. N-aș face așa ceva, fă, de capul meu. Fix la imn. Ia uite, două reclame, ești nebun. Bă, dar cum naiba să bagi tu la imn? Imnul țării, n-a să bagi tu reclame.
Imediat o să înceapă și comentariul audio, deci rămâneți aici pentru că o să vedem, ca să vedem ce se întâmplă în acest meci. Și idap. Sper să nu vorbesc prea tare în microfon. Hai că a început. Mai sunt câteva minute. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați pentru că mă ajută foarte, 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 foarte mult. Să uitați să vedem dacă a început comentariul audio și o să vă las cu comentariul dacă a început. Nu, deocamdată n-a început. Iar este o defecțiune de la ei. Sper că m-au, nu? Da. Și da. Un subscribe mă ajută foarte, foarte mult. Adică cel mai mult mă ajută. Ia să văd dacă a început. Mamă, v-a spart urechii că n-a început deocamdată. Trebuie să înceapă în câteva momente. Da, băieți, rămâneți aici, vedem că suntem, câte persoane suntem. Suntem 6 persoane, băieți, măcar 2 dacă s-ar abona, să facem și noi acolo 245 de abonați și cât mai repede 300 de abonați. Cred că am început și comentariu. Băieți, vă las cu comentariu pe fundal, vă las cu comentariu. Ce naiba fac aia de la Florescoi de nu vor să difuzeze meciul? Dacă nu merge pe Florescoi, încercăm o altă variantă până o să ne iasă. Și da. Cu Vătăjelu, Bălașa, Cicâldău, Ivan, indisponibili, au revenit Vlădoiu și Câmpanu după ce au fost pozitivi cu COVID. Screciu, de asemenea, a avut și el un test negativ, dar iată că nu se regăsește pe banca de rezerve. Și-a dat probleme, probleme de lot. Îl vedem pe Tudorie titular.
primește o șansă importantă, fostul jucător al celor de la Voluntari și FCSB, care va juca în linia ofensivă alături de Bayaram și Ofosu. Chindia locul 9 cu 11 puncte. Vedem brigada de arbitri condusă de Cătălin Popa și Paul Pap. Avram și George Neacșu sunt arbitrii asistenți. Bayaram și Tudori alături de Reaghi, fostul de partea cealaltă. Emil Sădoi trimite următoarea alcătuire pe în teren. Mihai Ioan în partea, apoi în fața lui Tiberiu Căpușă, Andrei Pițian, Paul Iacob și Fombam Burama, Cristian Neguț, Dulca, Rață și Dumitreașcu undeva în zona de mijloc, apoi mai avansați Daniel Popa și Constantin Florea. Vorbeam de formația lui Bergodi, care a acumulat până acum 24 de puncte, un golaveraj bun, 14 goluri marcate și doar 4 primite. De partea cealaltă, echipa pregătită de Emil Sândoi se afla abia pe poziția a 9-a, cu 11 puncte acumulate, un golaveraj negativ, 5 goluri marcate și 7 primite. Universitatea Craiova, care, deși este lider în Liga 1, nu impresionează, iar oltenii simt în ceafă presiunea pusă de cei de la FCSB, care în acest sezon pare mai puternică decât în anii precedenți. Evident, e nevoie mai multă concentrare pentru a câștiga meciul contra celor de la Chindia Târgoviște, un adversar mai bine organizat decât în sezonul precedent. A început partida de aproximativ un minut. Atac al celor de la Universitatea Craiova. A fost atacul rupt din fașă. Balonul aruncat pe dreapta de Chindia. Mingea iese în afara terenului. Balonul va fi repus în joc de către Piliaceli. Dat mingea pe flancul stâng. Preia imediat control balonului Universitatea Craiova. Prin Mihai Căpățână. O pasă lentă venită din spate din partea lui Paul Pap, readus în campionatul românesc în acest sezon. Celor de la Universitatea Craiova, vă vorbeam de, poate de lipsa de formă, în ciuda rezultatelor bune avute, s-ar putea până la urmă să se contabilizeze aceste transferuri făcute de formația din Bănie, în condițiile în care a vândut jucătorii importanți. Cei drept a și încasat mulți bani pentru ei, însă lucrurile vor fi decontate probabil în etapele ce vor urma. Mingea pe flancul drept, Craiova cu o acțiune legată, n-are însă soluții pe banda dreaptă. Bayaram trebuie să întoarcă în spate, pus presiune de Florea, lasă până la Dan Nistor. Văluie și Ovidiu Bic. Am încercat să deschidă jocul oltenii pe flancul stâng. A fost un lung de linie pentru Căpățână, care face contactul cu balonul. Mingea a respins în afara terenului. Autofavoarea celor de la Universitatea Craiova. 3 minute scurse. Pap e cel care va repune mingea în joc. Astăzi am debutat. Noua etapă cu partida dintre Astra Giurgiu și Fece Academica Clinceni. Clinceniul s-a impus în deplasare. A fost 2-0 pentru formația oaspete. Goluri marcate de Iovan Marcovici și Petrișor Petrescu. Al doilea gol marcat în minutul 93. Mingea în defensivă. Primește Marius Constantin, unul din veteranii ligii întâi. Apoi pasă scurtă spre Stefan Aca, nu găsește soluții la mijlocul terenului. Elevii lui Cristiano Bergodi, vicecampionii, deocamdată au în față o echipă redutabilă, o echipă bine organizată din punct de vedere defensiv. Tentativă de atac pe flancul drept al oltenilor. Clubul oltean, care a anunțat un nou jucător, se pare a fost depistat cu COVID-19, însă nu au făcut numele său public. Între timp însă Ștefan Vlădoiu, Câmpanu, dar și Vladimir Screciu s-au însănătoșit. Se pare doar Bogdan Vătăjelu a ieșit pozitiv la retestare. Evident, o altă veste proastă pentru oltenii este accidentarea lui Alex Cicăldău.
care a suferit o leziune musculară, de asemenea Colic este accidentat în continuare, nici pe Bălașa nu pot conta cei de la Universitatea Craiova, are și el parte de o accidentare. Chindia, ca să aruncăm o privire și asupra echipei oaspete, se pare la testele efectuate în această săptămână, niciunul dintre fotbaliști n-a avut niciun fel de probleme, ceea ce primește virusul. Pe la urmă, acesta este deja o știre, văzând ce se întâmplă în Liga 1. Iar echipa antrenată de Mirsen 2 arată destul de bine în teren, în ciuda înfrângerilor din ultimele două etape. Poate de referință este remiza 0-0 cu CFR Cluj, pentru că Sandoi a folosit tactica pe care cel mai probabil o utilizează și în această seară pe Ion Oblemenko. Balon degajat de cei de la voluntar, mingea trimisă pe flancul drept, a fost o minge expediată prea puternic de către Mihai Aioani, vizat Daniel Popa pe banda dreaptă, mingea a fost trimisă mult prea puternic, recuperează în defensiva Craiovei Paul Pap, are liniște Pap când are mingea sub control, se observă și experiența din alte campionate pentru fostul jucător al Vaslui-ului și al celor de la FCSB. Acțiune pe banda dreaptă în viteză, din păcate o pasă prea puternică dispecerată pe flancul drept pentru urcarea lui Ionuț Mitran, fundașul dreapta craiovean a încercat să urce din linia a doua să creeze presiune, însă pasa venită de pe zona centrală a fost expediată ușor prea puternic, acolo Dan Nistor, fostul dinamovista, expediat acel balon, intenția n-a fost deloc rea, între timp Nistor se resimte, se pare o ciocnire destul de dură a jucătorului gazdelor. A fost un duel aerian cu Popa. S-au lovit cei doi jucători cap în cap. Mingea este între timp în afara terenului. Deocamdată Chindia Târgoviște fără realizări în această partidă. Nici Craiova nu și-a creat oportunități mari de a marca, însă a ținut mai mult de minge, a preluat inițiativa, balon de urmărire pe flancul drept, o minge trimisă interesant către Cristian Neguț. Neguț a încercat să sprinteze în spatele lui Paul Papu, la urmă se redresează la timp fundașul stânga, vine centrarea de pe banda stângă, bună pentru urcarea lui Florea, care să nu face joncțiunea cu balonul și mingea este apoi trimisă în spatele propriei linii de fund de către Marius Constantin. Momente serioase de presiune exercitate de oaspeți care reușesc un prim corner al acestei întâlniri. Centrare bună la faza precedentă venită de pe flancul drept. A ieșit din poartă, aș spune, mai degrabă neinspirat Mirko Piliaceli, care a boxat balonul de pe înălțimea carelui de 6 metri. Trimite mingea însă slab undeva în stânga lui. Apoi cei de la Chindia reușesc un corner. Mingea e între timp aruncată de la colțul terenului. Pe zona centrală resping însă craiovenii la 43-44 de metri lateral dreapta față de propria poartă. Scapă de sub presiune careul lui Piliaceli. Mingea își găsește din nou loc între fundașii central craioveni. Pe banda stângă cere ajutor Paul Pap, coboară puțin căpățână în zona mediană. Pap gesticula la adresa lui căpățână să coboare zona respectivă și reaghi ofusul. Distanțe cam mari între cele două linii. Până la urmă Craiova câștigă un out. Vă vorbeam de această tactică aleasă de antrenorul celor de la Chindia, de Emil Sândoi, care mizează doar pe defensivă, gândul la niște contraatacuri sau faze fixe care să facă diferența în această partidă. Vă vorbeam de acel egal scos în fața CFR-ului, CFR-ul care poate nu mai arată chiar fața din ultimile sezoane în care s-a încoronat cu titlul Ligii 1.
sunt probleme și de lot, poate și o anumită uzură care își face simțită prezența atât pe teren cât poate și în vestiare. Minge acum pe flancul drept, o tentativă de pătrundere a lui Cristian Neguț. A înșirat doi jucători până la urmă. Jucătorul de bandă al oaspeților este deposedat. Craiovenii încearcă din nou să plece pe contraatac. Sunt mici trimise în spate, mai greu cu o astfel de abordare. Greșesc și elevii lui Emil Sândoi. 10 minute în care se joacă totuși un ritm destul de bun, chiar dacă nu a apărut încă oportunități importante. Pap la faza precedentă a fost elegant driblat de către Neguț. Tehnică frumoasă arătată de mijlocașul de bandă al celor de la Chindia, însă e o nouă fază avută de craioveni. Gazdele se aruncă în atac pe semiger la 35 de metri, primește pe flancul drept Ștefan Bairam. O taie acesta pe zona centrală, a vrut prea mult acolo jucătorul de bandă craiovean. E rândul celor de la Chindia să plece pe contraatac și un fault, spune, la mijlocul terenului. Să vedem decizia arbitrului. Jocul e lăsat să continue. Iese Piriaceli din afara propriului carmite pe zona centrală în jumătatea adversă. Foarte riscantă să pasa portarului craiovean. A fost o minge trimisă din repede Ovidiu Bic, însă în zona respectivă era Rață și Dulca cei care ar fi putut recupera acel balon. Decizie mai degrabă hazardată a lui Mirko Piliaceli. Astăzi s-a disputat o partidă și în Premier League. Brighton and Hove Albion a terminat la egalitate 0-0 cu Burnley. Mai târziu va începe partida dintre Southampton și Newcastle United, partide pe care aveți posibilitatea să le ascultați în direct pe frecvențele noastre, nu doar astăzi, ci și în zilele următoare. Acum o acțiune pe zona centrală avută de Craioveni. Mingea trimisă la firul ierbii în căciula careului advers, vizat Alexandru Tudorie. Acesta nu primește balonul. Trebuie să se reîntoarcă craiovenii în zona de mijloc a terenului. Va fi muncă serioasă pentru craioveni dacă vor dori să marcheze în această partidă. Chindia nu pare preocupată decât să se apere. Iată, ciupesc un balon acum la mijlocul terenului. Șase de contraatac, un 3 contra 4. Prea mult ținut balonul, incredibil ce decizie ia Florea, care a înșirat doi jucători în stânga, așteptat de Daniel Popa. Ar fi scăpat singur cu portarul advers, însă Florea s-a precipitat la faza precedentă. Cred că a vrut să obțină un penalti, altfel nu-mi explic decizia acesteia. Oricum sunt discuții acolo, ar putea să se acorde un penalti, ar putea fi circumstanțe de a acorda o lovitură de la 11 metri. Însă jocul a fost lăsat să continue. Greșeală la mijlocul terenului a craiovenilor, care păreau confortabil instalați în jumătatea adversă. Una peste alta, e interesant că India Târgoviște este echipa care e mai incisivă, deși nu are posesia balonului. În momentul în care recuperează baloanele, se aruncă în haită jucătorii lui Emil Sândoi în față și pun în pericol partea lui Piliaceli, deocamdată cu probleme la finalizare. Inspirația n-a fost de partea lor. E nevoie de mai multă luciditate în fața porții adverse. Însă lucrurile pot lua o întorsătură urâtă pentru defensiva Craiovei dacă nu vor fi mai atenți. Ușor contemplativ elevii lui Cristiano Bergodi. Sigur, ținând cont de poziția sau de diferența pozițiilor în clasament a celor două formații, pe hârtie Craiova e mare favorită, așa și arată pe alocuri jocul, însă Chindia arată că poate da lovitura în această seară. Mingea recuperată de oaspeți pe flancul drept. Avansează Burama. Să și craiovenii pun presiune, încearcă să recupereze balonul. Ritm bun avut de oaspeți. Balon din nou pe flancul drept.
Urcă și Căpușă, să vedem centrarea, vine centrarea pe lățimea carelui mic, însă balonul e respins în afara terenului, aut în favoarea celor de la Chindia. Sunt primele momente ale acestei partide în care Chindia reușește cu atacuri poziționale să se apropie de poarta adversă. Până acum a fost doar contraatacuri. Așteaptă Popa un balon la marginea carelui de 16 metri advers. Fostul jucător de la Dinamo e talonat de apropiere de Nistor. Fost doi coechipieri la gruparea din Ștefan cel Mare. Un alt out câștigat de formația oaspete. 16 minute scurse din această partidă. În continuare 0-0. Astăzi s-a disputat și o ultimă partidă din Europa League. Villarreal a trecut de Maccabi Tel Aviv cu 4-0. A fost o restanță, un meci care nu s-a putut disputa ieri. O dubla lui Carlos Bacca, apoi Baena și Fernino au închis tabela. Două goluri marcate în fiecare repriză. Ne rearuncăm privirile asupra partidei de pe Ion Oblemenco. Mingea lăsată în spate. Craiova ar trebui să ridice puțin ritmul paselor, să surprindă defensiva adversă, defensivă care cu acest tempo, cu acest ritm pe care îl propune Craiova, nu știu dacă va avea foarte mult de furcă. Pe flancul stâng, vizat Reaghi Ofosu, nu face joncinea cu balonul. Jucătorul de culoare a pierdut duel direct. Mingea e apoi aruncată în față, undeva între Neagu și Pap. A fost acolo un contact mai dur între cei doi jucători. A fost Neagu cinecuț. Pap cade mai urât. Balonul între timp e repus în joc. Mingea pe flancul stâng. India țopăie un balon peste defensiva adversă. Însă cred că a fost o decizie precipitată a elevilor lui Emil Sândoi. Majoritatea atacurilor se desfășoară pe flancul stâng pentru Craiova. O pasă însă foarte slabă a lui Paul Pap trimite direct adversarului. Probleme pentru Universitatea Craiova la construcție. Momente în care concentrarea parcă dispare total din peisaj și apar astfel de scurt circuite în jocul ofensiv al craiovenilor. Olteni din nou pe fază de atac pe zona centrală. Nistor încearcă o verticalizare, un 2 frumos reușit. Pe banda stângă apare Paul Pap, care creează superioritate. Din nou Nistor, pasă bună în adâncime pentru Pap. Vine centrarea lui Pap, e corner. Se interpune la timp Andrei Pițian în defensiva formației adverse, iar balonul e respins dincolo de propria linie de fund. Corner de pe banda stângă. Viziune bună a jocului din partea lui Dan Nistor. Mingea iese în afara terenului și se bate acum. Se trimite la bara a doua, aproape de a-mi lovit Tudorie cu capul. Era și Pap în zona respectivă. Amândoi jucători înalți cu detentă. Pap a sărit cumva sub minge. Nu știu dacă n-a alunecat momentul în care un alunecat. Pap a fost acolo o busculadă, un carambol între câțiva jucători. A fost prins la mijloc Paul Pap. Se ridică în cele din urmă, însă arbitrul nu acordă lovitură sau lovitură de la 11 metri pentru cei de la Universitatea Craiova. Lasă Sorin Popa jocul să continue. Destul de nervos la marginea terenului Emil Sândoi. De partea cealaltă parcă ceva mai echilibrat Cristiano Bergodi, a cărui echipă s-a instalat în fruntea clasamentului la finele rundei a treia și nu a mai cedat de atunci prima poziție. Oltenii au reușit în acest sezon 8 victorii, 6 dintre ele fiind la un singur gol diferență. Totuși o apărare bună. De fapt, cea mai bună apărare a craiovenilor din acest campionat, cu doar 4 goluri primite și, atenție, niciunul dintre acestea la faze fixe. Din nou balon de urmărire pe banda stângă. Paul Pap se infiltrează din nou pe flancul respectiv, căutat destul de mult în acest debut de partide, sau în această primă jumătate.
de Demitan. Cerea un corner pe care îl obține. Iată, cere și ți se va da după acest deviză, acționează Paul Papp. Lucrurile și funcționează. Corner bun avut de Universitatea Craiova. E Marius Constantin cel care lovește cu capul și mingea până la urmă este în afara terenului. Se va bate de pe flancul opus. Nistor bate și de pe banda opusă, de pe banda dreaptă. Rață e cel responsabil cu prima bară. Stă la prima bară a formației proprii. O reluare a lui Tudor, aproape de 1-0. Universitatea Craiova a pus latul. Tudorie din 4 metri nu reușește să se deschide scorul. Mingea a venit foarte bine, e însă o deviere a aceluiași Rață, cel pe care vi-l pomeneam la faza precedentă. Foarte bine a intervenit acolo jucătorul din defensiva formației oaspete. O fost, acum lasă o minge în spate, vine centrarea, o centrare prea moale. Chindia reușește să se organizeze defensiv. Apoi mingea mutată pe flancul advers. Vine șutul lui Nistor, o torpilă, care însă trimite balonul peste transversala adversă. Nistor protestează. Capitanul celor de la Craiova, Cristiano Bergodi, agitat la marginea terenului. Oarecum gol plutește în aer. E Universitatea Craiova din ce în ce mai aproape de a deschide scorul. Însă, iată, mai e mult până departe. Craiova deocamdată cu probleme la finalizare. Un Cicăldău lipsește. Un Mihăile poate lipsește și el. Să nu uităm de Colici care făcea diferența. Sunt trei piese importante care ar aduce un plus enorm pentru formația din Bănie. Mingea pe flancul stâng, un fault. Acordă Sorin Popa, lovitură liberă pentru cei de la Chindia. Rață faultat, un fault ofensiv al craiovenilor. A fost o tentativă de infiltrare a lui Tudorie. Distanța însă era mare față de poarta adversă. Și-a călcat acolo adversarul. Rață se resimte însă. Continuă meciul. Balonul pe banda dreaptă. Chindia trimite mingea în spate. Sunt din nou momente de posesie pentru Chindia, care a ținut foarte puțin de balon în această partidă. În defensivă Fomba Burama dat în primire. Ușor tamponat jucătorul celor de la Chindia Târgoviște. Jucător tânăr, doar 21 de ani pentru Burama Fomba, născut în Mali, la Bamako. El a mai jucat în România, înainte de a ajunge la Chindia Târgoviște. Trecut pe la Politehnica Iași, unde a jucat doar câteva meciuri. A ajuns în România. Salam, Ceahlăul Piatra Neamț. Mingea trimisă pe flancul drept. Craiova din nou accelerează ritmul paselor. Balonul pe flancul drept la 30 de metri. Apoi mingea expediată pe flancul stâng. O încercare prea pretențioasă din partea lui Papa. A trimis cu exteriorul piciorului drept o minge care ajunge la adversar. Chindia încearcă din nou să muște pe contraatac. De această dată Daniel Popa nu poate face joncțiunea cu balonul. A urmărit însă acea minge Daniel Popa până când balonul a ajuns în picioarele lui Mircheo Piliaceli. Face presiune Popa și atitudinea e bună. Piliaceli însă a judecat bine faza respectivă și a respins la mijlocul terenului. Un joc deocamdată steril al craiovenilor. Mingea expediată între fundașii centrali, însă fără viteză. În ultimele 12 deplasări din Liga 1, cei de la Chindia n-au reușit decât o singură victorie. A fost un 2-0 în fața celor de la Botoșani. Un interval lung fără victorii.
un interval în care am înregistrat 3 remize și 8 înfrângeri, pe ansamblu o perioadă destul de neagră. Mai mult de atât, Chindia are cel mai slab atac din campionat, cu doar 5 goluri marcate, iar două dintre acestea fiind disputate de Daniel Florea. Mingea pe flancul stâng, din nou Papurcă foarte mult, undeva până la 40 de metri. Dan Nistor e dispecerul principal de la mijlocul terenului. Pe flancul drept urcă Mitran, vine centrarea lui Mitran pentru Tudorie, care se afla în fața lui Ioani. Ioani însă reușește să boxeze acel balon, mingea respinsă din nou la mijlocul terenului. Din nou verticalizări, o formă bună pe care o arată Dan Nistor, pase foarte utile trimise din zona centrală. El e creierul celor de la Craiova în această partidă. 26 de minute scurse. Craiova deocamdată mai trebuie să sape mai mult și să arate mai multe vână în fața careului advers. Nistor acum, vine șutul, ce intervenția lui Ioani. Cea mai mare ocazie avută de Chindia, de Universitatea Craiova, în primele 27 de minute. Șut venit de la aproximativ 15 metri. Balonul expediat la bara din stânga a lui Ioani, care are o intervenție senzațională. O fostul cel care a expediat balon la faza precedentă. Și e corner acordat Craiovei, care însă pierde balonul foarte ușor. Devine Sorin Popa și acordă mingea celor de la Chindia. Într-adevăr, o fostul poate ar fi trebuit să aleagă colțul opus, aproape de 1-0 formația gazdă. Se mulțesc numărul de ocazii, însă în continuare aceeași lipsă de precizie la finalizare. Probabil Craiova simte momentul bun, în condițiile în care Chindia n-a mai contat pe atac sau pe contraatac de minute bune deloc. Prefera doar să se apere, însă încet încet formația lui Bergodi găsește breșe în defensiva adversă. Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, atunci când oltenii au câștigat pe teren propriu cu 1-0. Marcator a fost Mihai Roman, în timp ce în retur cele două au terminat la egalitate 1-1, marcat Bic, respectiv Alexandru Cicăldău. Acțiune de atac al celor de la Chindia, vine și centrarea, una bună, nu e offside, o preluare slabă și e penalti pentru cei de la Chindia. Minutul 29, faulta lui Marius Constantin, proteste din partea celor de la Universitatea Craiova. Cristian Bergodi dezamăgit, evident, echipa lui controla această partidă, Sorin Popa, însă e sigur pe el. Acordă lovitură de la 11 metri, o centrare vinte de pe banda stângă. Zâșnește în spatele liniei de fund adverse Florea, făcut o preluare slabă. Florea ar fi trebuit să preia mingea în față, o face direcția opusă porții, însă intervine Marius Constantin precipitat și îi seceră picioarele atacantului celor de la Chibia. Și iată, formația oaspete are oportunitatea de a deschide scorul în această partidă. Se pare Daniel Popa e cel care va bate acest penalti. Piliaceli are o misiune grea, bate Popa și este 1-0 pentru Chindia din minutul 30. Un gol care vine contrar cursului jocului. O jumătate de oră în care Craiova și-a creat oportunități de a marca, însă Chindia e echipa mai pragmatică, care reușește să deschide scorul și să treacă în avantaj. Evident, dezamăgit Cristiano Bergo, de echipa lui a depus efort și am creat oportunități de a marca, iar Chindia a stat doar la cutie. Și o cădere destul de ușoară
a lui Florea la faza precedentă. Să spunem, a șutat Florea, a șutat Popa pe mijlocul porții. Piliaceli a atins ușor acel balon, a fost aproape să... Băieți, vă rog eu foarte, foarte mult, abonați-vă, să facem și noi cât mai repede 300 de abonați, pentru că suntem 50 de persoane pe live și hai să aboneze acolo măcar 1, 2, să facem și noi măcar 250 de abonați, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Se va impune în această etapă, va fi egalată din punct de vedere al punctelor. FCSB, despre care vă spuneam că trece printr-o perioadă foarte bună, multe meciuri în care am marcat multe goluri. Evident, elevii lui Bergodi se aruncă în avamposturi. Echipa lui Emil Săndoi trebuie să facă din nou fază defensivă, însă sunt specialiști la acest capitol cei de la Chindia. Universitatea Craiova într-o situație ingrată, mai sunt aproximativ 15 minute până la pauză, timp în care ar putea să revină în joc formația gazdă. Vine centrarea de pe banda dreaptă, centrare însă blocată, tentativa lui Mitran de a centra pentru Alexandru Tudorie. O centrare care nu ajunge la destinatar. Cornerul se bate de pe banda dreaptă, se înmulțesc numărul cornerelor. Se apără însă foarte bine Chindia, balon respins la 15 metri, laterală dreapta, se recentrează acum, așteaptă în fața porții adverse Tudorie, care însă nu reușește să rea cu capul. Patru jucători pe înălțimea carierului de 6 metri a celor de la Craiova. Craiova se aruncă în atac cu mai mulți oameni, evident. O cere scorul în condițiile în care n-a jucat parcă la fel de agresiv în primele 30 de minute, însă Chindia a arătat maturitate, a arătat că știe să joace italienește. Din nou balonul pe flancul drept, Ofosu lasă pentru o nouă centrare, centrare e cam moale. Mingea e respinsă din nou la 10 metri, are dificultăți echipa lui Emil Săndoi să respingă balonul. Din nou Ofosu, mingea lovește în piept, apoi balonul e respins în afara terenului. O defensivă atentă a celor de la Chindia. Și la fel cum arată echipa lui Emil Săndoi, vor fi multe echipe care vor avea de furcă în această ediție de campionat cu formația oaspete. Era important pentru Chindia ca Daniel Popa să marcheze, o formație care nu-și creează foarte multe oportunități de a marca. Daniel Popa, care se bucură în stilul lui Ronaldo. Sunt probabil mulți jucători pe Mapamont care au preluat acel stil de a se manifesta când marchează goluri. Pasă în zona mediană, o nouă greșeală pe atac pentru Craiova, care s-a mai jucat cu focul și în alte situații, când a greșit pase simple la mijlocul terenului, iar formația adversă a plecat imediat pe contraatac și sunt niște contraatacuri tăioase ale echipei lui Emil Săndoi. Fac tranziția ofensivă foarte bine oaspeții, au arătat că pot să marcheze, a lipsit doar precizia la partea lui Piliaceli. Aproximativ 10 minute rămase de disputat din această primă repriză. Mingea pe banda dreaptă. Urcă Dan Nistor. Însă e ținut îndeaproape de doi jucători adversi. Între timp a început partida de la Southampton. Sfinții primesc vizita lui Newcastle. 5 minute scurse din acea întâlnire. Suntem 0-0 în partida respectivă. Chindia blochează foarte bine jocul, cel puțin în ultimii 35 de metri. Acolo echipa lui Emil Săndoi nu are probleme, n-a lăsat breșe formației adverse.
cumva parcă s-a dezumflat echipa Craiovei după acele ratări urmate de marcarea golului de către oaspeți. Le-a cam tăiat picioarele și energia elevilor lui Cristiano Bergodi, deși ar mai fi suficient timp în această partidă. Până la urmă, un gol marcat pe fundul acestei presiuni nu ar fi nicio surpriză. Apoi Craiova ar avea suficient timp la dispoziție să reintre sau să intre în avantaj în această dispută. Balonul părăsește din nou suprafața jocului. Se joacă practic la o singură poartă, la partea lui Ioani. O partidă care consemnează revenirea lui Emil Săndoi în Bănii, acolo unde acesta a cunoscut cel mai mari realizări ca jucător și a activat ca antrenor. Ultima sa experiență în orașul de pe malul Jiului, fiind chiar pe banca grupării alb-albastre, cu care s-a clasat pe locul al 5-lea la finalul sezonului 2014-2015 și a stabilit recordul de invincibilitate pentru fotbalul craiovan. A fost atunci 19 partide consecutive fără înfrângere. Din punct de vedere al antrenorilor, Cristiano Bergodi și Emil Săndoi s-au mai duelat de două ori din postura de tehnicieni. În joc s-a încheiat cu victoria fostului mare fundaș craiovean. 2015, Universitatea Craiova o învingea pe Rapid cu 2-1. Bergodi, pe atunci antrenorul formației giuleștene, iar cealaltă partidă s-a terminat la egalitate tot în 2015, a fost atunci Universitatea Craiova ASEA Târgu Mureș 1-1. Acține pe flancul stâng Marius Constantin cu inițiativă, a urcat mult la faza precedentă. În jumătatea adversă a încercat să recupereze un balon, să aducă presiunea în apropierea carului advers. Greșeală mare defensivă pentru cei de la Craiova! Și ce ratare! Incredibil! Ratarea lui Denis Dumitrașu, care une singur cu portarul advers și trimite pe lângă poartă. Nu-i vine să creadă lui Emil Săndoi ce ratare vede în fața ochilor. Dumitrașcu recuperează la 30 de metri și apoi de la 16 metri trimite inexplicabil pe lângă poartă. A încercat un lob, însă mingea e trimisă ca în divizia a patra. Cred că și acolo se nimerește măcar cadrul porții, chiar dacă nu se marchează. Ce execuție slabă a lui Dumitrașcu, rămâne fără cuvinte Emil Săndoi. Putea fi 2-0. Craiova din nou penalizată pentru neatențiile din defensivă. De această dată o pasă fatidică în spate. O pasă care putea aduce un nou gol. Iată. Continuă aceste momente moarte în jocul Craiovei. Aceste scurt circuite care apar de nicăieri, pase simple de 2-3 metri trimise la adversar. Așa s-a întâmplat și la faza precedentă, când Dumitrașcu însă și-a arătat limitele de marcator. Aproape inexplicabilă acolo execuția lui Dumitrașcu. În sfârșit, ne apropiem de pauza dintre reprize, 40 minute scurse din acest prim mitan. În continuare, avantaj minim pentru Chindia, 1-0, datorită golului marcat de Daniel Popa din penalti. Și începe să se instaleze oarecare stare de tensiune, de nervozitate la formația craioveană. Evident, formația lui Bergodi a încercat, a avut câteva oportunități pe care însă nu le-a fructificat și acum suferă. Chindia a știut să profite când a fost momentul. O nouă pasă trimisă în spate, Daniel Popa. O fază bună pe cont propriu, luată pe banda stângă. A întors mingea în spate, însă n-a ajuns balonul la destinatar.
Craiova cu o acțiune cam înodată, e acolo un carambol care s-a creat la 40 de metri. În sfârșit reușesc elevii lui Bergodi să trimită mingea în spate. Se mută acțiunea pe flancul drept, urmărește balonul Ionuț Mitran și recuperează. E pus din nou sub presiune, n-are voie să greșească, altfel face din nou cadou un contraatac echipei adverse. Un nou mic moment de panică în defensiva olteană, care de această dată reușește să gestioneze bine faza respectivă. Mitran a jucat poate prea complicat, e nevoie de alocuri de pase mai simple pentru Craiova, în special în zona defensivă, acolo unde nu e loc de creativitate, ci doar de eficacitate. Din nou Mitran pe banda dreaptă, trece de un adversar, lasă simplu apoi la Dan Nistor, care încearcă o verticalizare, pasa acesteia însă e una imprecisă. Greșeală la construcție, Dumitrașcu pe flancul stâng pentru Daniel Popa, doi adversari în față. E surprins echipa Chindiei, n-a putut să dea drumul unui contraatac rapid, aveau practic toți oamenii în propria jumătate. Am dat atac pozițional pentru echipa lui Săndoi, oaspeții găsesc spațiu pe zona mediană, apare în zona respectivă Marco Dulca, optarul formației, pasa e slabă lui Dulca, încercat un balon pe banda dreaptă spre Cristian Neguț, infiltrare bună pe flancul stâng și o centrare de pe linia de fund adversă. A fost centrarea venită din partea lui Ștefan Bayram, care îl viza pe Tudorie. Tudorie nu face juncțiunea cu balonul, e corner pentru Universitatea Craiova. Ar fi un moment foarte bun să marcheze înainte de pauză. Trimite destul de bine Nistor, însă câștigă duelul aerian Denis Dumitrașcu și lasă mingea în afara terenului. E doar out de pe flancul opus pentru Universitatea Craiova. Ofosul e cel care va repune. Evident, precipitare în atacul craiovean. Ultimile 120 de secunde ale acestei prime reprize. E insuficient în fotbalul modern să ai posesie. Trebuie și precizie la finalizare, altfel ești taxat de echipe care pe hârtie nu are la fel de multă forță ofensivă, însă cu organizare bune lucrurile se mai echilibrează pe teren. O centrare între timp venită de pe flancul drept, lovitură de cap care se aduce balonul în afara terenului. Fost lovitura de cap a lui Ștefan Bayram. Mi s-a părut acolo deviată, pe gustul meu ar fi trebuit acordat un corner, însă decide Sorin Popa să acorde doar repunere din 6 metri. Pierdut balonul relativ ușor de cei de la Chindia. Mingea am trimisă pe zona centrală. Stare febrilă la marginea terenului. În dreptul Craiovei. Evident, Bergodi nemulțumit pentru că echipa lui nu găsește soluții să se apropie de poartea adversă. Mai mult au încetinit ritmul elevii italianului în ultimile minute, deși ar fi trebuit să crească numărul de ocazii, în special înaintea pauzei, Craiova să riște poate puțin și să găsească mai multe soluții creative. Bine, acest lucru nu s-a petrecut, iar Bergodi fierbe la marginea terenului, pasă slabă pe zona stânga terenului. Paul Pap încearcă să recupereze balonul și o face cu prețul unui faul, e lovitură liberă din nou pentru Chindia, care se bucură de fază fixă în finalul primelor 45 de minute. Se va bate de la distanță mare. A fost un foul deasupra lui, lui Florea. A fost Florea, ci Cristian Neguț.
lovit practic din două direcții, mingea repusă în joc, arunca balonul la marginea carierului de 16 metri al lui Mirko Piliaceli, italianul însă nu are de intervenit, nu este întrebuințat acolo, resping craiovenii pe zona centrală. S-a curat un singur minut de prelungire, șansa de contraatac a avut de Craiova, minge de urmărire pentru Tudori, care însă nu e cel mai rapid jucător de pe teren. Fața lui Tudorie era căpușă, mai rapid jucătorului Emil Sândoi, care reușește să respingă. Iată o nouă șansă de contraatac avut de cei de la Chindia. Mingea aruncată în față pentru Daniel Popa, apoi Florea. Să vedem ce continuare are acesta. Balonul lăsat în spate și un șut venit puternic din partea lui Denis Dumitrașcu, care din păcate ia la țintă doar un adversar foarte frustrat, Dumitrașcu. Cea de-a doua ratare a partidei pentru Dumitrașcu, o execuție însă mai pretențioasă de această dată. Mingea lăsată în spate la aproximativ 17 metri, de unde Dumitrașcu ia la țintă un adversar, trimis în forță, însă fără precizie, iar Sorin Popa pune aici punct acestei prime reprize. Universitatea Craiova este în dezavantaj, 45 de minute în care a ținut mai mult de minge, însă în care Chindia a avut ocaziile cele mai periculoase și iată, Chindia e și cea care deschide scorul. Luăm și noi o pauză de aproximativ un sfert de oră și vom reveni în legătură directă de pe Ion Oblemenco cu repriza secundă. Da, băieți, acesta este rezultatul la pauză. Este 0-1 pentru Chindia. Un rezultat surprinzător. Doar de câteva ori a atins poarta Chindia, a ajuns la poarta lui Piraceri. Dar așa este în fotbal. Un penalti, zic eu, care nu trebuie dat. Și vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult celor care vă abonați, pentru că mă ajută foarte mult. Și văd că avem 42 de persoane pe live. Din cele 42, dacă se vor mai abona încă 5 măcar, ar fi super, ar fi super, super, super. Cred că o să înceapă la și 25. Ce să facem noi până atunci? Dacă aveam călcărată, jucam un Among. Un Among 251 de abonați. Înainte să dăm drumul la live am avut, aveam, cât aveam? 240 și ceva, 243. What the fuck, avem 1768 de redări, aproape 2K redări, ceea ce mă mulțumește foarte mult, deci foarte, foarte mult mă mulțumește acest lucru. Și da, abonați-vă. Chiar nu știu ce să mai zic. Sper că m-au zis bine. 37 de persoane pe live. Vă mulțumesc extrem de mult. Și băieți, mai am un canal. Vreau să spun că mai am un canal de YouTube, dar deocamdată are strike și mi se duce undeva prin decembrie, acolo 23 decembrie, și o să facem prea mult două live. Deci pe ăsta o să fac live cu meciul și pe ăla o să fac live cu promovări, înțelegeți voi? Acela am peste 400 de abonați. Asta chiar vă spun acum numărul exact de abonați. ...455 de abonați. Am video cu 12K vizualizări. Mai vorbim și noi aici, ia să vedem dacă este... Cu cine ții? Bro, eu țin cu Craiova. Forță Mititelu. Da, la pușcărie pe Mititelu. Scuzați-mă dacă a scris mai demult, dar chiar nu m-am uitat pe chat și nu am văzut.
Tu cu cine ții, bro? Tu cu cine ții, Sandu Marian? Poți să spui tu cu cine ții? Eu țin cu Craiova, da. Am și fost la câteva meciuri. Deci, vezi, Craiova nu are titularii de drept, adică nu are titularii în teren. Păi să luăm așa de ce este acest rezultat. Nu este Bancu, Bălașa, Vădoiu, Cicârdău, Colici și deja sunt 5. Și Ivan, 6. Deci este echipa completă, deci 6 jucători. Cei care s-au bătut sezonul trecut pentru titlul și Mihai, bine, la casa transferare erau 7, dar 6 jucători care trebuiau să fie titulari nu sunt. Bancu are coronavirus, Cicârdău, Bălașa accidentați, Colici accidentat operație. Cine mai zis? Că am și uitat. Ivan. Ivan joacă, dar nu prea joacă, înțelegeți voi? Amândouă. M-am abonat acum. Mulțumesc foarte, foarte mult. Și cu un fotbal curat. Mulțumesc foarte, foarte mult de abonare, Sandu. Și dar ziceam de Craiova pentru că are foarte, foarte mulți jucători accidentați. Și Bancu are coronavirus, alții au trecut deja, le-a trecut corona. Vreți să vă mai las un link de la un canal pe chat, să vă abonați acolo? Pentru că așa acolo o să facem live streamuri. Eu sunt de acord cu Mititel la pușcărie. Da, bro, dar nu prea știu atât de multe despre Mititel și nu am ce să comentez, pentru că sincer nu m-a interesat. Eu țin cu prima echipă din Liga 1 și aia e. Înțelegi tu? Țin puțin cu Chidia că e Mădălin Martac și e vărul meu. Da, ok, am înțeles. Mai multe. Okay. Am auzit Mădălin Martac, dar nu mai știu cine e. Gen, e jucător, chiar stai să caut acum. Mădălin Martac. Ia, stai puțin. Stai puțin, hai că am apăsat F11 pe cap cel mai prost. Mădălin Martac. A! E ăsta? Sau? Și da, băi, să uite, vă pun și acolo în iBot-ul link-ul de donații. Și dacă aveți posibilitatea să donați acolo 1 euro, 2 fundașuri dreapta. Da, bro, uite acum, știu, gata, știu. Am văzut, da. Da, dar dacă este un instructor, îți dai seama că trebuie să ții, să încurajezi, înțelegi tu chestii din astea. Dați link-uri de la donații dacă aveți posibilitatea să donați, vi atașează Nightbot. Și da. Mi-am luat și eu acum tastatură, mouse-pad RGB, mai trebuie să iau decât calculatorul, am tot ca să facem un gaming la putere maximă, înțelegeți voi ce vreau eu să scot în evidență, da. Hai să pun și o imagine asta ca să intre mai multe persoane, după vedem noi ce facem. Dar îl pun după pauză. Am vorbit noi puțin. Bro, vrei, gen, la mine moderatorul costă 1 euro. Dar dacă tu vrei, vei spune că o să fii activ și o să văd că ești activ, eu îți dau mod acum. Și dacă nu o să fii activ, dacă nu o să poți, eu să ți-l scot. Dar doar dacă vrei, ți-l dau acum, poate o să fii și tu activ pe live-urile viitoare să vorbim și chestii. Spune-mi dacă vrei.
Spune-mi acolo pe cea dacă vrei. Deci am văzut că calculatorul meu, că vechiul calculatorul meu, cum să zic eu, e cu live-ul meu, e cu un minut pe YouTube, e cu un minut mai în spate, din cauza calculatorului și da. De asta vreau să-mi iau calculatorul nou ca să facem, eu pot, dar pe telefon. Ok, bă, uite, ai moderator, adaug un moderator. 16 like-uri, vă mulțumesc extrem de mult, 36 de persoane pe live, abonați-vă, băieți. Care vă echipa de retrogradare? Hai că da! Când o să retrogradeze creva anul ăsta, eu mă fac extraterestru și nebun. Că retrogradează creva dacă e. Prima dată fă comparație între creva și dinamă. Să zic așa. Și lotul e, da, totuși, creva are stilul ăla de joc prea dinamic, să zic așa, nu știu cum să zic. De asta este vreodată început. M-am uitat să văd dacă a început, dar n-a început. E pauză, da. Să spui și mie când începe, că eu poate uit. Ca să dau drum la comentariu. Mamă, deci, eu mai am 3 canale de YouTube. Unul cu aproape 2K abonați, unul cu 450 și unul cu 120. Dintre care toate, era toate, l-am luat strike. L-am luat strike. Și pe canalul ăsta nu vreau să mai iau strike, deci da, măcar la ăsta să nu mai iau strike. Cine donează niște pedigree pentru dinamoviști? Pff, am zis eu că sunt dinamovist sau ceva? I-a început? Comentariul în direct va începe. Va începe cu comentariul în direct, cică. Hmm. 25 de persoane, pe bă, n-am avut atâta în pauză. Bine, am avut o dată 900 de persoane. Ok. Trebuie să modific și eu astea din livestream. Nu, dar au nevoie de pedigree să nu retrogradeze. Bă, deci Garcia ăla, Raul Garcia sau cum îl cheamă? Bă, de ce a jucat la Manchester City? Că nu știe să combine o pasă, ești nebun. Aia nu e echipă, bă. Pai jucător de valoare care a jucat Manchester City și să nu combin 4-5 pase ca să dai un gol împotriva lui cine? Cele mai proaste echipe. Garcia, Raul Garcia. Imarius, de unde ești? Din județul Olt. Și vreau să spun ceva, nu știu dacă mă crezi, sunt chiar vecin cu Bancu. Dacă știi pe Bancu. Și de-aia mă face să țin mai mult cu greva, înțelegi tu? Cine va fi pe primul loc? Cine va fi în Mbappe primul loc? Steaua e de fapt FCSB. Da. N-am înțeles nimic de mesaj. Ceva, nu știu dacă mă cred. Forță Steaua, hei. Bă, deci un suporter adevărat nu are cum să, nu știu să zic așa, să bârfească despre o altă echipă. Deci dacă eu sunt fan Craiova și să bârfez despre FCSB Steaua, să zic așa,
care Steaua a făcut istorie. De ce aș face asta sau despre CFR Cluj sau despre asta? Dacă e suporter adevărat, vezi de echipa ta și nu ești jignit pe celelalte. Eu asta cred, așa, nu știu. Deci, totuși, echipele astea au făcut ceva pentru România, mai ales Steaua a făcut pentru România. Nu știu dacă voi gândiți la fel, dar așa gândesc. A început Bosochei. Bromie. Bă, mă piși pe Dinamo. Tocmai ce ziceam, în fine. Mai este puțin bro până începe. Mai e foarte, foarte puțin. Și băieții, vă las cu comentariul pentru că văd că a început și da, vorbim noi la sfârșit. Vorbim la sfârșit de live, rămâneți aici. Priză în care Universitatea Craiova a arătat spirit și combativitate, a arătat poftă de a marca, însă a fost Chindia cea care a deschis scorul la capătul unui penalti dictat de către Sorin Popa. O prima repriză în care Chindia, deși a fost ținută la respect în fața propriului careu de 16 metri, a avut câteva contraatacuri foarte tăioase și în cele din urmă au reușit să marcheze prin Popa. Revenim așadar cu repriza secundă, care a început de aproximativ 10 secunde. N-a mai avut răbdare Bergodi și am efectuat câteva mutări, câteva mișcări. Poate era cazul să animeze puțin echipa proprie. Vom trece rapid în revistă schimbările efectuate de către italian. Craiova e singura care a operat modificări. A ieșit Alexandru Tudorie de pe teren și a intrat Ivan Mamut. Tudorie, care a avut o semi-ocazie în primele 45 de minute, să cam puțin l-am văzut la marginea terenului și pe Andrei Ivan, care se pregătea să intre. Ne vom modifica imediat despre ce schimbare e vorba. Ștefan Bairam schimbat cu Andrei Ivan, iată, a ieșit și Mihai Căpățână și a intrat Cristian. Schimbare la începutul reprizei secunde din partea lui Cristiano Bergodi, evident nemulțumit de felul în care echipa lui a gestionat primele 45 de minute. Tentativă lovitură liberă câștigată de Chindia din propria jumătate, balonul aruncat în avamposturi, un lung de linie. Trebuie menționat, deși s-a terminat cu 1-0 prima repriză, cei de la Chindia au avut niște ocazii monumentale ratate. Și aici mă refer în special la Denis Dumitrașcu, cel care scăpase la un moment dat singur cu goalkeeperul advers, cu Piliaceli, iar de la 15 metri a încercat să loveze pe goalkeeperul italian, a trimis însă incredibil de slab. Iar scorul a rămas nemodificat. A început între timp partida despre care vă vorbeam în Anglia, în Premier League. De la această oră Southampton găzduiește partida fața celor de la Newcastle. Southampton a deschis scorul prin C. Adams în minutul 8. Nou balon pierdut. Emil Săndoi agitat la marginea terenului. Are o discuție destul de aprinsă cu Rață. Încearcă probabil pe acesta să ține cât mai conectat la partidă. Chindia vizează cele 3 puncte și la fața pe care a arătat-o pe parcursul primei reprize, dacă va reuși să mai concretizeze una din eventualele ocazii de contraatac pe care le va avea, s-ar putea să își ajudece cele 3 puncte. În acest moment Chindia urcă pe poziția 7 a clasamentului cu 14 puncte acumulate. N-ar fi decât la 2 puncte distanță de locul 4, ocupat în acest moment de Academica Clinceni. Iată o altă echipă care a început bine sezonul, Clinceniul, care o devansează în acest moment pe Șepși și pe Uta Arad.
echipele care ocupă poziția 5-a și a 6-a în clasament. Sunt formații precum Dinamo, precum Astra, precum Botoșani sau Vitorul Constanța, care poate ar avea pretenții mai mari. Iată însă, sunt în subsolul clasamentului Dinamo București, pe un incredibil loc 15, în ciuda transferurilor făcute, în ciuda unui sezon care se anunța a fi în sfârșit unul a revenirii. Iată că lucrurile nu se petrec așa. Craiova pe flancul stâng se apără, un atac bun avut de elevii lui Săndoi și un jut ca la rugby. Aceste execuții de la distanță lasă mult de dorit pentru echipa lui Săndoi. Săndoi Florea e cel care a șutat, a trimis cu piciorul drept, însă mult peste transversală. N-a reușit să așeze acel balon. Din nou, nici măcar cadrul porții nu e nimerit. Probabil e obosit Emil Săndoi să asiste la astfel de execuții. Nu s-a mai obosit să gesticuleze sau să reacționeze într-un anumit fel și salvează energia. Mingea trimisă pe banda dreaptă. Contraatac din nou pentru cei de la Chindia, balonul la 18 metri central, șuta lui e Popa, care trimite cu piciorul stâng, n-a reușit însă să trimită la rădăcina barelor. Popa trimite pe zona centrală, emisiune ușoară pentru Piliacelii, care reușește să rețină acea minge. Din nou Chindia e cea cu ocaziile mai periculoase. Apar ocaziile rar, însă când apar pentru cei de la Chindia, sunt cu adevărat tăioase. Dacă ar fi avut niște marcatori sau niște atacanți mai valoroși, cei de la Chindia puteau conduce cu 3-4-0. Însă sunt limitați de astfel de execuții care și pe parcursul campionatului s-ar putea să le pune frâne. În meciuri în care teoretic ar putea să și le ajudece, balonul pe flancul drept, probleme la ieșit din defensivă, din dispozitiv. Craiova recuperează pe flancul drept. A fost un balon care îl viza pe Ofosul, până la urmă mingea e respinsă. Multe outuri în această partidă, un joc destul de fragmentat. Se centrează acum pe înălțimea careului de 16 metri, apare acolo la finalizare Ivan, însă ratează preluarea. Ivan, cel care în urmă cu câțiva ani era o mare speranță a ligii întâi, a ajuns în postura de rezervă după acel transfer în Rusia. Nu a reușit să se impună, a ajuns și pe la Viena, nici în Austria n-am rupt gura târgului și se întoarce în Liga 1. Spune din păcate, pentru că arăta foarte bine în urmă cu câteva sezoane. Însă continuă tradiția jucătorilor români care pleacă în afară și nu reușește să se impună. Recuperează acum Dumitrașcu în fața propriei defensive. Dumitrașcu se complică să dribleze, nu știu dacă e calitatea lui cea mai importantă. Lovitură liberă dictată de Sorin Popa, mingea repusă în joc pe zona centrală, balonul aruncat în față spre Popa, care nu reușește să continue faza. A fost o minge lăsată pe spate, apoi Pap în defensivă, multă voință din partea lui Pap, cam puține realizări în primele 45 de minute, a apărut des în ultimii 35-40 de metri față de poarta adversă. Fomba între timp faultează pe banda stângă în defensivă. A fost un fault
Dar la prima vedere n-a părut chiar atât de dur. Călcat Ionuț Mitran se acordă lovitură liberă pentru, pentru formația gazdă. Nistor e cel care probabil va bate. Nistor care a fost responsabil și cu cornerele pe parcursul primei reprize. Într-adevăr aruncă Nistor. Trimite balonul slab. Mingea e respinsă pe banda stângă. Ivan lasă mingea în spate. Un grup mare de jucători în fața careului lui Ioan. E greu să centrezi pe acolo. Sunt puține trasee, puține culoare pe unde să poți trimite mingea. O verticalizare nereușită. Iar Chindia pleacă din nou pe contraatac. N-a fost offside minge pentru Florea, care însă nu reușește să ține de acel balon. O minge care teoretic ar fi trebuit să o controleze. Minge aruncată în față, plouată undeva la 40 de metri de poarta adversă. Florea însă ratează acolo intercepția. Minge pentru Ofosu și el cu o preluare slabă. Craiova dă greș la aproape fiecare oportunitate care și-o creează sau aproape de fiecare dată când se apropie de poarta adversă. Frustrat la marginea terenului Cristiano Bergodi. Ar fi nevoie acolo de glezne mai fine, de faze judecate altfel. E dezamăgitor să-și vadă echipa care aduce balonul în fața careului advers, să apoi apar astfel de stângăcii care rup ritmul și e Chindia cea care arată mai mult venin pe faza ofensivă. Dumitrașcu recuperează, încearcă să combine pe zona centrală cu Marco Dulca. Din nou Florea, deschide bine Florea jocul pe flancul drept pentru urcarea lui Căpușă. Vine și centrarea acestuia. Mingea e trimisă către Daniel Popa. Vine un șut în interiorul careului, însă balonul îl lovește în figură pe Marius Constantin. Mingea e respinsă la mijlocul terenului. Momente de joc bune avute de Chindia Târgoviște. 11 minute scurse din repriza a doua. Continuare avantaj de un gol pentru Chindia. Mâine trei meciuri interesante în prima ligă. Din România, Voluntari, Politehnica Iași și apoi Cepșii, Sfântul Gheorghe, Hermannstadt. Iar seara de la orele 21:45 în direct pe frecvențele noastre, meciuri dintre FCSB și Botoșani. O partidă în cazul care astăzi pierde Universitatea Craiova, FCSB ar putea să se instaleze pe prima poziție a clasamentului. Duminică, alte meciuri, CFR Cluj va face deplasarea la Argeș Pitești, campioana României care vine după o înfrângere usturătoare la Roma, în capitala Italiei, ieri, după cum probabil bine știți, a fost călcată realmente în picioare de AS Roma, însă echipa lui Petrescu își poate lua revanșa în campionat. Un meci greu pentru Dinamo, face deplasarea la Viitorul Constanța, iar luni ultimul meci al etapei, UTA Arad va primi vizita celor de la Gaz Metan Media. Balon pe flancul drept. Cei de la Craiova, un atac pozițional, deocamdată trimise pasele cam lente, vine centrarea de pe flancul drept, vizat Ivan, nu face însă joncțiunea cu balonul, a sărit ușor sub minge, iar Chindia are șansa să declanșeze un contraatac pe banda dreaptă. Căpușă avansează 35 de metri, doi adversari în față, se descurcă bine Căpușă, în cele din urmă e deposedat și mingea aruncată în afara terenului, n-a avut cu cine să continue, s-a izolat pe tușa dreaptă a terenului. N-a primit niciun fel de ajutor, niciun fel de suport din partea coechiperilor. Cred că e maximul pe care îl puteam obține. Rămân 32 de minute de disputat din această confruntare, care stă oarecum sub semnul echilibrului, însă nu se află echilibru pe tabela de marcaj acolo unde e cel mai important. Minge trimisă slab, riscant la mijloc pe către Dan Istor, însă balonul cumva e ținut în teren.
Multe pase imprudente trimise de echipa lui Cristiano Bergodi. Lung de linie, acum reușita lui Pap, vrea prea mult ofosul, a încercat să dribleze. O decizie nemăsurată acolo a lui Ofos. În cele din urmă, Chindia respinge balonul în afară. Atac difuz, fără organizare pentru Craiova. Cam mohorât felul în care arată zona ofensivă a formației din Bănie. O nouă schimbare propusă de către Cristiano Bergodi. Iese Ofosul de pe teren și intră Câmpanul în locul său. Ofosul cu foarte puține realizări fața careului advers, greșeli tehnice nenumărate din partea jucătorului ofensiv. Vine centrarea în cele din urmă pentru Craiova, una la firul ierbii, una trimisă direct în picioarele jucătorilor adversi. Nu s-a uitat unde trimite. La faza precedentă a fost Bărbuțe care a aruncat balonul de pe banda stângă. Continuare ofensivă aflată în impas, deși am operat 4 modificări Cristiano Bergodi, lucrurile încă nu s-au schimbat. E prea puțină strădanie ofensivă a echipei gazde. Balon respins la mijlocul terenului. Avansează pe flancul drept Ionuț Mitran. Dumitrașcu se interpune. Out pentru Craiova. Sunt campion la acest capitol craioveni în această partidă, însă rămâne în continuare jocul cuprins de apatie, fără energie pentru formația olteană. Din nou balonul pe banda stângă, a ieșit Piliaceli mult la marginea terenului. Primește Paul Pap, o prezență obscură pe teren comparativ cu ceea ce a arătat în primele 45 de minute. Dan Nistor, luat în primire de către Florea, driblează ușor pe acesta, o taie pe zona centrală, n-a găsit soluții în fața careului advers, deschide pe flancul drept Câmpanu, apoi Andrei Ivan, vine și șutul aproape de 1-1 Craiova, însă se interpune Ioani, care reușește să respingă în afara terenului. Cristian Bergodi nu mai are cuvinte la marginea terenului. Echipa lui suferă în continuare. Corner de pe flancul drept, se trimite la prima bară și e lovită bara transversală. Intervine acolo Ioani, care respinge la dreapta, însă e salvat de către bara superioară a porții. Au și noroc cei de la Chindia, care le-a trecut glosul pe la ureche de câteva ori în această partidă, însă au gestionat cum necum toate aceste faze. Au rămas pragmatici în defensivă și acest lucru se vede pe tabelă. Mingea respinsă în afara terenului, acțiune pe banda stângă. Parcă în ultimile 2-3 minute am crescut tensiunea la poarta celor de la Chindia. La faza precedentă, mingea plecase de pe zona centrală, șutul trimis năprasnic spre stânga porți, intervine sa Ioani, foarte inspirat. Probabil cel mai bun jucător de pe teren, repriza secundă pentru formația oaspete. Dumitrașcu urmărește balonul, a încercat să-l recupereze, respinge Piliaceli, însă slab la mijlocul terenului, șansă de contraatac avută de Chindia, vine și șutul de la distanță. Continuă execuțiile de rugby pentru cei de la Chindia Târgoviște. Șuturile de la distanță sunt trimise în apă, da, de către formațiile Emil Sândoi. Par să aibă pe alocuri niște picioare de lemn jucătorii celor de la Chindia. Pe nume explic astfel de execuții. N-a fost deloc pus sub presiune elevul lui Sândoi. Trimite Marco Dulca direct în tribune. Câmpanu, apoi mingea pe zona centrală trimisă, însă imprecis, balonul este scăpat de sub control. Trăm rapid în jumătatea a doua a acestei reprize secunde. Continuare Craiova e cea care
Ține de minge, se pare o problemă medicală în rândul oaspeților. Mamut e cel care a fost aproape de a deschide scorul în două rânduri. Odată la faza în care bara transversală a fost lovită, o lovitură de cap a lui Mamut, precedată de acel șut neproasnic la care a intervenit foarte bine însă Ioani. Iată, persistă problemele medicale în defensiva celor de la Chindia. E Fomba Burama cel care acuză probleme. Primește însă ajutor medical și s-ar putea să continue această partidă. Era clar că pentru a obține un rezultat bun în bănie, dâmbovițenii trebuia să joace cu mult curaj și determinare. Nu sunt absențe importante pentru oaspeți, iar în această partidă își poate face debutul Mihai Costea, fostul jucător al Universității și a celor de la FCSB. De altfel, spunea să doi înainte acestei partide, citesc, sper ca surpriza noastră la Craiova să fie jocul, să ne prezentăm mai bine decât la meciul cu FCSB, în situații ca aceasta, indiferent de rezultat, cu un ochi voi râde și cu celălalt voi plânge, spunea fostul mare jucător al Craiovei. O nouă schimbare efectuată de Cristiano Bergodi. Intră Vlădoiu și iese Mitran de pe teren. Târgoviște, care nu a pierdut niciun meci în deplasare mai mult de un gol diferență. Am pierdut greu de fiecare dată echipa lui Săndoi. Să, în această partidă lucrurile au luat o altă întârsătură. Mamut a intrat bine. E singurul jucător al Craiovei care pare să simtă mai bine poarta adversă. A fost o reluare la faza precedentă în urma unei centrări cu călcâiul. O execuție foarte pretențioasă din unghi închis. Reușește cumva să cadreze balonul. Cel puțin avem parte de astfel de execuții. Și iată, el e jucătorul cel mai căutat. Și fizicul lui impresionează, îi se potrivește acest nume de Mamut, fără a fi malițios. L-am lăudat până acum pentru că a adus cel mai mult pericol de când a operat aceste schimbări Cristiano Bergodi. O pasă cu călcâiul, trimisă însă slab de tot de către Florea. Multe greșeli ale acestuia pe parcursul partidei și s-ar putea să fie schimbat în cele din urmă. Într-adevăr, iese Florea și intră Yamiogo în locul său. Florea, care a avut ratări multe în această partidă, a trimis și multe pase slabe. Cred că era cazul să fie schimbat. Este momentul 68. Acest Yamiogo e sânge proaspăt. Nou suflu pentru formația oaspete. Mingea trimisă pe banda stângă. Rațiune legată avută de Olteni. Ivan acum cu o centrare. E un șut centrare, mingea aruncată direct în brațele goalkeeperului advers. Nicio problemă pentru Ioan, iese și reține balonul respectiv. Yamiogo e șeptarul formației oaspeților. N-a făcut tocmai o pletoră de șarge ofensive avută de Chindia în această partidă, însă au fost eficienți. Până la urmă, o sândită Chindia Târgoviște în această partidă să se apere. De multe ori careul propriu împresurat pe două linii de defensiva celor de la Chindia. Însă lucrurile au funcționat și cu puțin noroc. Se aruncă Chindia în atac, apar și acolo greșeli personale. Ar ține pe cont propriul luat acum pe banda dreaptă de către Dan Nistor, avansează acesta
pasă pentru Ștefan Vlădoiu. Vlădoiu urcă în careu, șut al acestuia. Să se termine acțiunea ofensivă. Din nou fără rezultat, dezamăgit Bergodi. Echipa lui e pe punctul de a casa o nouă înfrângere în Liga 1. Însă, vă spuneam la începutul acestei transmisiuni, cândva se vor deconta aceste transferuri făcute de Craiova, cei mai importanți jucători ai oltenilor lipsesc. Și până la urmă acest lucru se materializează și pe teren. Deocamdată nu cred că a abandonat ideea unei victorii formația olteană. Ar mai fi timp să se marcheze chiar și de două sau trei ori. Balonul pe zona centrală. Andrei Ivan vizat, primește Cristian Bărbuț, păi George Câmpanu. Balonul pentru Câmpanu, vine și șutul, bara e lovită din nou. Surprins a Ioane și din nou Mamut e cel care aduce pericol la poarta adversă. Acest Mamut poate deveni unul din jucători importanți ai campionatului dacă va avea evoluții precum are în această seară. E nevoie să și marcheze pentru că ocazii reușește să-și creeze. Trage după el în permanență doi jucători adversi. E puternic fizic. Are și tehnică, știe să șuteze. E un câștig deocamdată pentru Universitatea Craiova. La faza precedentă n-a mai avut reacție goalkeeperul celor de la Chindia. A rămas lipit locului. Mingea însă lovește bara laterală, bara din dreapta. Și apoi mingea se duce de-a latul terenului. Chindia a reușit să salveze situația respectivă. Între timp, balonul repus în joc. A fost un foul. Mingea a lăsat să continue. Balonul pe flancul drept. Să vedem dacă vine și o centrare. Mamut așteaptă. Balonul s-a îndreptat către Ivan, mascat acolo de doi jucători. N-a avut cum să intervine la acel balon. Continuare ofensivă anchilozată a celor de la Universitatea Craiova. Mingea iese în afara terenului în ultimele 19 minute. Sorin Popa a ținut în mare parte bine în mână fruiele acestei partide. Câmpanu cu un duel direct cu arbitru. Dulca strânge mâna cu jucătorul craiovean. Emir Săndoi spunea înainte acestei partide că va râde cu un ochi și va plânge cu celălalt indiferent de rezultat. Cred că va râde mai mult decât va plânge, pentru că echipa lui era în mare nevoie de a acumula puncte. Piliaceli își face apariția undeva pe la mijlocul terenului. Ei țin mult de balon cei de la Universitatea Craiova, iar Piliaceli riscă cu aceste ieșiri, spune mai degrabă, inoportune din poartă, pentru că în orice moment în care Craiova ar pierde balonul, ar fi pusă în pericol poarta italianului. Deși, la ce execuție am văzut de la peste 25 de metri, probabil că își asumă acest risc Piliaceli. Niște execuții mai degrabă caragioase arătate pe alocuri de elevii lui Emil Săndoi. Poate că așa-și face calculele Piliaceli în această partidă. Acum probleme medicale în defensiva celor de la Chindia Târgoviște. Acolo cred că s-au ciocnit doi jucători al lui Emil Săndoi. Însă balonul a fost acordat totuși formației oaspete. Când protestează oltenii, mingea e acordată lui Ioani, acține pe flancul drept, Craiova se apără bine, Paul Pap se ține tare pe picioare în fața lui Neguț, atacat din toate părțile Neguț pe Paul Pap, la urmă balonul e respins în afara terenului. Nesigură ofensiva gazdelor, din păcate Andrei Ivan nu a adus niciun plus pentru
pentru formația lui Bergodi, doar acest Mamut e cel care a rupt ritmul de câteva ori. Ivan joacă parcă fără înflăcărare, e faultat la faza precedentă, căzut spectaculos, însă ar fi nevoie de execuții spectaculoase din partea lui, nu doar de acte teatrale. Mingea la mijlocul terenului, șase bune de contraatac avută de Chindia. Dumitrașcu pe banda stângă, avea timp de centrare, vine centrare acum, schimbă doar de alatul terenului direcția de atac a formației oaspete. Balonul expediat până la Neguț. Neguț ține mult de minge, apoi finalizează atacul oaspeților cu un șut, șut slab, un șut fără direcție. Strigă Emil Sândoi la adresa elevilor săi. Cred că l-a vizat acolo pe Neguț. Vă spuneam de aceste ratări incredibile. Ratări de divizia 4-a la care am asistat în această partidă. La ce lot are în acest moment Chindia? Cred că jocul pe contraatac e singurul medicament pe care îl poate folosi în partidele din Liga 1. Chindia, dacă își dorește să rămână în Liga 1, nu are oameni la finalizare, din păcate, echipa lui Sândoi. Pentru că ocazii au fost suficiente în această confruntare. Neguț vede un cartonaș galben între timp, un sfert de oră înaintea finalului partidei, de pe Ion Oblemenco. A faultat acolo, însă cred că primește galbenul din cauza protestelor. Între timp, un carambol în cercul de la marginea carelui de 16 metri, Popa este trântit pe gazon. Pare duel direct între Popa și Marius Constantin. Până la urmă, cei doi și reglează conturile acolo. Popa a căzut ca la teatru pe teren. Nu știu ce a încercat să obțină. Probabil o lovitură liberă din burta careului advers. Balonul va fi repus în joc. Mingea e trimisă foarte slab de Craiova. Bergodi pare să nu mai aibă răbdare cu echipa lui. Formația craioveană suferă în continuare. Caută soluții, însă ocazii au existat pentru Craiova. N-au existat și finalizări. Nu poate intra Bergodi să rezolve meciurile. E nevoie de jucători aflați în formă, nevoie de jucători care să marcheze. Mingea repusă în joc, evident, tensiunea crește din ce în ce mai mult pentru formația olteană, pentru că minute multe nu mai sunt, au tot încercat în acest meci, însă a fost insuficient. Mingea trimisă pe banda dreaptă, vine centrarea la firul ierbii, una însă inexactă. Balonul respins la 35 de metri, Dumitrașcu bumbuie un balon în jumătatea adversă. Minge demn urmărire, trimisă spre Daniel Popa, care nu avea nicio șansă să intervine la acel balon. Iese din nou Piliaceli la plimbare, iese în afara careului de 16 metri și împinge balonul. Undeva în afara gazonului, Sândoi se pregătește de o victorie mare în fața propriei echipe. Deși formația lui n-a excelat în ultimii 30 de metri, totuși echipa cu ocaziile mai serioase. Au de pe banda stângă, balonul va fi repus în joc de către Burama, trimite acesta scurt către Yameogo. Foarte puțin atingeri de balon pentru Yameogo de când a intrat pe gazon. Se schimbă direcția de joc, se trimite pe flancul drept, o tentativă de șut acolo a lui Dulca, tamponat. Jocul este stat de Sorin Popa să continue. Craiova poate declanșa un contraatac. Mingea trimisă pe zona centrală, primește Ivan, lasă apoi balonul în spate, un dă și dute mai degrabă ineficient, care pierde un tempo pentru echipa olteană. Era nevoie de mai multă incisivitate la contraatacul precedent. I-au lăsat oltenii pe cei de la Chindia Târgoviște să se redreseze, să-și aducă liniile în careul de 16 metri, acolo unde nu au avut succes în această
partidă. Din nou Popa de unul singur de trei, adversar nu are niciun fel de șansă. Mamuțe resimte, a fost un duel direct cu puternicul jucător craiovean, intervine Sorin Popa, a fost o intervenție puternică, iar lovitura directă e corectă, decizie evidentă luată de către Sorin Popa, capitanul Craiovei. Nistor e cel care va bate, 36 de metri lateral dreapta, doi oameni în zidul celor de la Craiova, bate acum Nistor, trimite pe zona centrală, nu reușesc însă craiovenii să rea cu capul, iar Chindia are din nou șansa unui contraatac, țâșnește în față Iameogo, minge bună trimisă pe flancul drept, Iameogo e luat în primire de un adversar, nu are continuare bună, pierde posesia balonului imediat, incredibil aceste pase de 3-4 metri, 3-4 metri trimise direct în gura adversarului. Iameogo a avut două opțiuni, una la dreapta, una la stânga, trimis însă în adversar. Însă, probabil cu bugetele de la nivelul ligii întâi nu se pot aduce jucători care să ofere o pasă de 3 metri, deși sună utopic pe alături să spunem acest lucru. Se confruntă Liga 1 din păcate cu probleme financiare, cu bugete foarte mici și acesta este fotbalul pe alocuri, unul care nu ne face cinste. Mingea pe banda dreaptă, o centrare, vine cu piciorul stâng, balonul îl viza la marginea careului de 6 metri pe Daniel Popa. Acesta n-a reușit să atingă balonul. Craiova rămâne în ofensivă. Paul Pape, flancul stâng, a simulat o centrare. Preferă să trimite pe zona centrală la 30 de metri. Primește Cristian Bărbuț, așteaptă Mamut. Intervine însă Dumitrașcu și trimite balonul afară suprafeței jocului. Ultimile 8 minute din timpul regulamentar. Craiova obține un corner de pe banda dreaptă. Să vedem cum va gestiona această fază fixă. Din nou minge pentru Mamut. Nici de această dată nu reușește Mamut să marcheze. Incredibil, a avut 3-4 ocazii mari de tot Ivan Mamut. Nici cum n-a reușit să-l bată pe golkeeperul advers. E însă un atacant tânăr, doar 23 de ani pentru croat, născut la Split în Croația. El i-a adus doar împrumut de la Inter Zaprezici. Trecut și pe la Sesvete, la o altă formație croată. Sezonul 2017-2018, apoi am revenit la Inter Zaprezici. La Prezici, care am retrogradat în al doua ligă croată la finalul sezonului trecut. Acest Mamut, 1,92 m înălțime, spuneam atacant puternic, înalt, care arată că știe, e nevoie să de mai multă inspirație, de mai multă concentrare. Fomba trimite din nou balonul în afara terenului, un alt corner câștigat de Craiova, au fost multe în această partidă, însă prea puține realizări. Am aruncat de Nistor la prima bară și să vedem decizia arbitrului. Mamut e cel care lovește din nou cu capul. Evident, e luat la țită de fiecare dată la aceste dueluri. Acuză o lovitură la nivelul gambei piciorului stâng. Într-adevăr, i s-a rupt acolo jambierele lui Mamut. Jocul lăsat să continue, din nou corner pentru Craiova, trimite Nistor din nou pe zona centrală. De această dată craiovenii nu reușesc să
Retrimite spre poarta adversă, jocul este întrerupt. Sorin Popa trebuie să oprească, se pare Foma, are probleme, a rămas întins pe gazon. Nu știu dacă nu sunt trageri de timp. Reacție de frustrare din partea gazdelor. Se pare a fi o accidentare mai urâtă de această dată a jucătorului lui Chindia Târgoviște. Comba Burama nu s-a ridicat de pe gazon de mai bine de 40 de secunde. Într-adevăr, Mamut a fost lovit destul de serios la faza precedentă. Vă spuneam, jambierele au fost distruse, însă Sorin Popa nu a observat nimic acolo. A fost un duel aerian al lui Mamut cu unul din fundașii adversi. Iar Mamut a fost agățat acolo ușor de către crampoanele jucătorului lui Emil Sândoi. N-a fost nimic serios, n-a fost nici măcar intenție. Cred că a judecat corect Sorin Popa faza respectivă. Între timp, jocul a fost restartat. Ultimele 5 minute din timpul regulamentar. Craiova va face probabil tot posibilul să marcheze în acest final de partidă. O lovitură de cap venit acum din partea lui Paul Pap, care se infiltrează mult în careul advers. O centrare venită de la peste 40 de metri. Vine din postură de al doilea vârf Paul Pap și, într-adevăr, unghiul a fost închis. O poziție mai degrabă dificilă pentru acesta. Nistor a înălțat inteligent balonul. Trimite Pap însă în plasa laterală a porții apărate de a Ioanei, care a rămas fără reacție. Cred că a simțit imediat traiectoria acelui balon. Judecată bine faza respectivă. A intrat Mârțac pe teren și se pare Foma nu mai poate să continue. Iată și pe Mihai Costea, cel care revine la Craiova, revine pe teren, însă nu din postura de jucător al Craiovei, ci din postura de jucător advers. Pe timp Craiova și-a creat un stadion superb. A fost și aproape de câștigarea unui titlu la capătul sezonului trecut. A fost practic un titlu pe masă. Ultimul meci al sezonului, mingea pe banda stângă, centrarea lui Ivan. Nu e trimis grozav, însă păstrează posesia cei de la Craiova. Așteaptă din nou Mamut, Câmpanu, din nou Ivan cu spatele la poartă, lasă pe banda stângă, centrarea lui Pap la 6 metri, nu poate să rea nimeni acolo cu la poarta lui Ioani. Eram Bărbuț cel care s-a infiltrat aproape, undeva la 14 metri, să n-a reușit să facă și juncțiunea cu balonul. O, să spunem mai degrabă, semi-ocazie avută de către Universitatea Craiova. Vom oficializa acum și schimbarea, va ieși Popa de pe teren. Singurul marcator al acestei confruntări va fi înlocuit de către Mihai Costea, cel care trecea pe la Craiova, dar și pe la FCSB în urmă cu câteva sezoane. Balon recuperat de cei de la Chindia. Intrarea lui Costea de bun argur. E fault însă în ofensivă, cred, în cele din urmă. O să vedem decizia lui Popa. A fost o recuperare a balonului undeva la 25 de metri de poarta lui Mirko Piliaceli. Din nou greșeli stupide în defensivă pentru Craiova. Din nou pase de 2-3 metri trimise la adversar. De această dată a fost Aca cel care a trimis spre Marius Constantin. A venit Marco Dulca, a recuperat și apoi a fost faultat. Chindia ar putea să închide această confruntare dacă marchează din lovitură liberă. Se va bate de pe zona centrală, un zid destul de numeros format de cei de la Craiova. 4, poate chiar 5 oameni încearcă
Miliaceli să-și așeze zidul și Mihai Costea ar putea să treacă încă un gol în rândul celor de la Chindia, trimite însă peste transversal adversă. N-a reușit să coboare suficient acel balon. Fostul jucător al celor de la FCSB, o execuție ratată. Paul Papa cu un lung de linie pentru Ivan, care reușește să țină balonul în teren la colțul stâng, lasă balon din nou în spate, Ivan nu o pasă adresată acestuia, la urmă obține un corner, Chindia se apără, n-ar mai avea mult timp să se apere în aceste confruntare, dacă judecă corect ultimele faze ale acestei întâlniri, s-ar putea să-l vedem și pe Piliaceli, urcat în careul advers, trimite Nistor destul de bine, din nou Mamut evident vizat. Atacantul croat nu reușește să câștige duelul aerian, minge pe banda stângă, Nistor, apoi Pap, lasă undeva la 25 de metri lateral stânga, reprimește Pap, nu se încumete să centreze, o face acum o lovitură cu capul, balonul trimis, însă dincolo de linia de fund a celor de la Chindia Târgoviște. Dar mai mult decât dezamăgit Cristiano Bergodi, echipa lui a avut multe tentative în această partidă, însă toate au fost sortite eșecului. A intrat în puncte de prelungire. Craiova joacă însă în același ton, Dumitrașcu, acum cu un lung de linie pentru Mihai Costea. Costea cu un adversar pe lângă el, încearcă să-mi dribleze, apoi cade, pune mult prea ușor, recuperează cei de la Craiova bine în defensivă, coboară mult în spate. Ovidiu Bic își ajută colegii din defensivă și încearcă Craiova să dea drumul rapid unui atac. 4 minute de prelungire arătate pentru finalul acestei confruntări. Ar fi încă timp suficient pentru Craiova în timpul adițional să marcheze. Mamut coborât foarte mult la mijlocul terenului. Coborât să-și culeagă baloane. Se reîndreaptă atacantul croat către careul advers. Mingea îi ia adresată lui Mamut. Croatul însă nu poate face jocținea cu balonul. Din nou Bic lasă scurt pe flancul drept, construcție bună avută de craioveni. Urcă Ștefan Vlădoiu, vine și centrarea, iese însă din poartă foarte bine a Ioane și reține mingea respectivă. Stare de frustrare la marginea terenului pentru Craiova, nici cum n-a reușit să împingă balonul în poarta adversă. Centrarea a fost foarte bună, ratează însă incredibil. Ivan tratează cu superficialitate faza respectivă și ratează. E total ieșit din formă Andrei Ivan. A fost readus cu sârle și trâmbițe la Craiova în perioada revenirii lui Victor Pițurcă. Din păcate nici Pițurcă, nici Bergodi, nici alt antrenor n-a reușit să-l resusciteze pe acest jucător. Piliaceli ajunge la mijlocul terenului, aruncă mingea în față, o face prost, își lasă poarta goală. Greșeli și din partea goalkeeperului. Ne-am repune mingea în joc. Chindia recuperează și ar putea să ține acum mult de minge. Să mă trimit la întâmplare elevii lui Emil Săndoi. Aproximativ 90 secunde pe care le mai au la dispoziție craiovenii. Nu e de mirare că Andrei Ivan nu joacă ca titular. Urmă cu câteva sezoane reușea goluri spectaculoase în Liga 1, acum ratează de la 5-6 metri. Milson 2 și el agitat, simte apropierea unei victorii mari, încearcă să-și mențină în priză elevii. De partea cealaltă, Cristiano Bergodi pare resemnat formația lui. Astăzi e depășită de o echipă aflată la începutul partidei pe locul 9, acum pe locul 7. Și în apropierea locurilor de play-out, iată o nouă mare ocazie avută de cei de la Chindia și ce ocazie avută de formația lui Emil Săndoi. Ratare uriașă.
dreptul lui Cristian Negruț, care putea închide această partidă, trimite de la 7 metri cu latul piciorului drept pe lângă stâlpul din dreapta porții a lui Marco Piliacelli. Însă nu vedem nicio schimbare în acest punct de vedere comparativ cu primele 45 de minute, când am mai avut parte de ratări mari cei de la Chindia Târgoviște. Un duel între timp la marginea careului de 16 metri a celor de la Chindia. Se ciocnește Ivan cu un adversar, intervine echipa medicală, mai bine spus echipele medicale, se pare e nevoie de medici pentru ambele formații, nu știu ce măsură s-au accidentat cei doi jucători. Craiova a apărut anesteziat realmente la faza precedentă, când Neguța am trimis pretențios cu piciorul drept. Făcea semne disperate imediat după acea ratare emisă în doi, ca Neguța se reîntoarcă în defensivă. Andrei Ivan, sperăm că nu are parte de o contuzie. Însă, la jocul pe care l-a arătat, nu știu dacă își poate permite să emită pretenții în a intra în partidele următoare. Îi se aplică gheață lui Ivan la nivelul capului și iată, se acordă până la urmă fault. E lovitură liberă în favoarea celor de la Chindia. Probabil va fi balon repus în joc pentru ultima oară. Într-adevăr, se pune punct aici acestei întâlniri. Se impune Chindia cu 1-0. O partidă decisă de un penalti. O partidă în care Craiova suferă o a doua înfrângere în acest sezon. Echipa lui Bergo este în cădere. Iată, piesele importante care îi lipsesc formației de pe Ion Oblemenco. Și spun cuvântul, formația aflată pe prima poziție a clasamentului ar putea să fie depășită la capătul acestei etape de cei de la FCSB dacă echipa bucureșteană își va continua parcursul bun. Acestea fiind spuse, Vlad Popa vă mulțumește și vă dorește o seară cât mai bună. Rămâneți în continuare alături de frecvențele noastre. Atunci vă spun toate cele bune. La revedere! Și de-a 10 s-a terminat partida, care v-a pierdut cu 0-1. Care v-a jucat mai bine, dar din păcate nu a reușit să marcheze. Iar Chindia Târgoviște a câștigat. Mai ținem și noi live-ul puțin de tot, pentru că n-are rost să ținem mult. Da. Ia să văd și eu. Nu mai e nimeni. Bine. Și la ei acasă, da, chiar așa. Și la ei acasă. Nu mai contează, asta e. Nu avem ce să facem noi. Cred că o să închide și noi live-ul, pentru că...